Mateo, dă mâna să te dau cu cremă. Mulțumesc, Mara. Plăcere. Este o sorioară atât de responsabilă. Așa e, nu? Da, da. Poate așa se trece mai repede. Gata, mă duc și la bec. Pe față. Vezi? Da. Era să uit. Pune tu capacul, acum chiar când merg la Bri. Dar nu dai și pe Bri? Păi am dat-o mai devreme, pe ea nu atât de des. Ah, acum am înțeles. Pe Bri, o prieten! Mulțumesc, Mara, că ai grijă de mine. Plăcere! Am grijă, nu? Da, da. Astăzi îmi voi face curaj să-i cer lui mami să mă dea pe Ari. Dacă am grijă de Teo și de tine, cu siguranță mă descurc și cu Ari. Da, da. Ce faci, Mara? Merg la mami, vreau să-i cer ceva. Bună, mami, ce faci? Bună, Mara, uite, o distrez un pic pe Ari, că e cam o fluză și nu știu de ce. Cred că trebuie schimbată. Trebuie schimbată, hrănită, ținută pe umeri să elimine gazele. Sunt o mulțime de lucruri de făcut. Mami, chiar e murdară. Acum o schimb, dar cred că trebuie să-i dau să mănânce întâi. De asta plânge. Da, 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 se potolește imediat și după aia mi-o dai mie. Frumoasă încercare. De câte ori trebuie să-ți spun că de bebeluș am eu grijă, nu este responsabilitatea ta. Chiar dacă ești mărișoară, nu vreau să zici după aceea că te-am însărcinat cu prea multe lucruri. Dar eu vreau! Ești mică și drăguță. Sunt capabilă să am grijă de Teo și de Bri în același timp. Cum să n-am grijă de Ari? Mara, cu bebelușii e mai dificil. Sunt fragili, au oasele delicate. Și eu pot să fiu delicată. Nu, am spus nu. Lasă-mă pe mine să am grijă de ea. Eu pot să-i dau să mănânci. Și eu pot, mami. Ai atâta lapte în congelator? Acela e acolo pentru zile negre, când nu o să fiu eu acasă. Și atunci chiar va trebui să aibă cineva grijă de Ari și să-i dea să mănânce de acolo. Păi atunci eu sunt la școală. Va fi tati acasă. Pentru situațiile astea îl păstrez, când mă întorc la muncă. Tati, bine că mi-ai dat o idee, pa! Bine, super, du-te la tati, că de Ari am eu grijă. Bine, bine, vedem noi. Copiii ăștia, când le cere ajutorul, n-ar veni. Dar când vor ele să se joace, dau prin băț. Ce s-a întâmplat, Mara? Vreau să am și eu grijă de Ari. Toată ziua mami e ocupată cu ea. Știi că mami nu ne lasă. Nici pe mine nu mă lasă. Mama nu se distrează deloc. Are nevoie de relaxare. Ok, și ce putem face pentru asta? Ai vreo idee? Scoate-o la teatru, mergi în oraș, du-o undeva unde să se relaxeze. Găsește tu ceva, nu ai să mă lase acasă cu Ari. Să ne gândim atunci. Hai că merg eu să discut cu ea. Bună, mami. Hei, ce faci, mami? Te descurci? Pot să te înlocuiesc? O iau eu pe Ari? Da, te ce ieși cu tine? Știi că Ari e responsabilitatea mea. Ari are nevoie de mama ei ca să crească mare. Mai cresc copiii și cu alte persoane. Sugerez să te mai deconectezi și tu un pic. Știu foarte bine că ți-e greu. Noaptea nu dor, ziua nu dor. E greu, dar e și frumos. Nu am cum să o las jos din brațe. Uite. Mami, dar tu știi ce idee are Mara? Da, toată ziua vrea să stea cu Ari. Prea mică să o las cu un bebeluș. Poate angajăm o bună și atunci mai vedem. Mami,
Eu zic că într-un fel trebuie să rezolvăm situația. Dacă acum nu-i dăm încredere, să poată să fie și ea de ajutor, mai târziu, știi tu. Da, își va pierde încrederea în sine, bla, 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 multe din astea, dar e vorba de bebelușul meu la mijloc. Eu nu pot pleca de acasă să o las pe Are cu un copil de 12 ani, tati. Da, 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 aproape 13 are, mamă. Abia a făcut 12, tati. Nu știi câți ani au fetițele tale? Dar mara mea a zis să te scot la teatru, nu vrei la teatru? E frumos la teatru, dar am altă idee. Hai ca noi doi să ne prefacem că plecăm la teatru, să-i zicem mare că ea are grijă de Ari, dar noi vom supraveghea fără ca ea să-și dea seama. Va fi prea concentrată pe Ari să mai vadă că suntem și noi prin casă. Ce părere ai? Astfel rezolvăm și cu încrederea în sine. Putem și încerca. Nici nu punem copilul în pericol. Va fi tot timpul supravegheat de noi și vom interveni dacă e cazul. Atunci așa rămâne. Mă duc să-i spun că ești de acord și că te-am convins. Mara, Mara, am o veste pentru tine. Ce-a zis mami? A fost de acord. Rămâi acasă cu Ari, exact cum ți-ai dorit. Yeah, nu vine să cred! Yeah! Ușor, Mara, ușor. Vei avea o mare responsabilitate. Știi foarte bine asta. Nu e floare la ureche. Mulțumesc, tati, mulțumesc că ai reușit în sfârșit! Ușor, Mara, ușor, ușor! Nu mai pot de bucurie, mulțumesc! Păi, Mara, am și plecat? Bine, du-te! Of, of. Ai, 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 ai! Încep, Mara, încep! Stai să-ți explic întâi toate regulile. O să-mi zici orice, o să ascult orice, nu să o am pe Ari. Mai întâi trebuie să o schimbi, apoi trebuie să o hrănești. Ai lapte în congelator, ai grijă cum îl dezgheți. Laptele nu trebuie să fiarbă și nici să nu ajungă la o temperatură prea înaltă. Apoi copilul trebuie ridicat să elimine aerul, să facă guri, așa cum zicem noi. O să o legăn, o să o îngrijesc, o să ies cu ea afară. Afară? Crezi că poți să faci asta? Da, ce așa de greu? Mă voi descurca. Stați fără grijă. Mergeți și relaxați-vă la teatru. Înainte să o scoți afară, să-i dai de 3-6 picături. Nu mai mult, nu mai puțin. Și să fii atentă ca surioarele tale să nu o ia în brațe. Dacă îți acord ție încredere, asta nu înseamnă că am încredere și în ele. Sunt mult prea mici pentru a avea grijă de Ari. Ok, ok. Acum adeo. Poftim. Hai, să mergem la teatru, mă. Bună, Ari. Sunt dădeaca ta pentru după amiaza asta. Ne vom înțelege de minune noi două. Asta sper și eu. Ai grijă, Mara. Am încredere în tine. Mă duc să-i zic lui tati că trebuie să mergem. Da, da, duceți-vă liniștiți. Eu trebuie să o schimb. Haide să te schimbe surioara ta. Ma, ma, ma. Tati, hai să mergem la teatru. Să mergem la teatru. Hai, hai. Mami, fiind vorba între noi, chiar mi-aș dori să ieșim împreună la teatru, noi doi. Tati, e prea curând. Are abia o lună. Nu am cum să o las. Facem ca tine de data asta. Dar să știi că ar fi normal să ne relaxăm și noi un pic. Da, facem ca mine și sperăm că nu ne prinde nimeni. Așa că hai să continuăm. La revedere, fetelor, am plecat! Pa, pa! E bine, se descurcă deocamdată.
O monitorizăm. Da, să vedem ce facem mai departe. Ce faci, Mara? Te descurci? Tu nu vezi? Am grijă de Ari. Mama m-a responsabilizat. Dar tu știi că au plecat? Da, sigur că știu. Mami mi-a zis pentru început să o schimb pe Ari. Eu te ajut. Dacă nu s-a acasă, înseamnă că pot și eu să am grijă de Ari. Oh! Ei, deocamdată am eu. Tu mă ajuți. Haide, îți pun aleza, șervețelele, scutecul, crema și hăinuțe dacă vrei. Da, du-te, adu-le pe toate. Bine, bine. Mai repede, Teo, mai repede. Așa. Teo, dă-mi susetă de acolo. Imediat. Iar ea. Nu. Gata, începem. Trebuie să o schimb de toate. Și de hăinuțe, și de scutec. Ia, Teo, și du la spălat, că e murdar deja. Așa am și eu grijă de Ari. Teo, adu hăinuțe. Acum. Mulțumesc, Teo. Ai terminat? Nu, mai am depus rochița. Vreau să scot la plimbare după, cu căruciorul. Hai, grăbește de care, nu mai are răbdare. Apoi, ai grijă. Mami, se descurcă. Ai încredere în ea. Uite, gata. Acum punem o mânecuță. Așa. Și-am găsit-o. Acum termin. Și cealaltă mânuță. Să zic o suzeta. Vezi, s-a potolit. Cred că înainte să ies afară, trebuie să-i dau de mâncare. Chiar trebuie, e foame. Sunt cheile nasturi. Ajută-mă tu, Teo, să stea cu căpușorul într-o parte. Și gata, mergem să păpăm. Mara, lasă-mă mie cât pregătești biberonul. Bine, dar să fii foarte atentă. Mami mi-a zis să nu ți-o dau. Hai, Mara, fugi repede și fă-i laptele. Ce facem? I-a lăsat toate odorii. Intervenim? Se descurcă, Teo. Eu zic să mai stăm. Mami, dacă începe să plângă Ariana, eu intru. Plânge. Teo a știut să-i dea suseta. Ia un biberon direct. Pot să încălzesc. Să iau un vas, să pun apă și să pun biberonul la bai mare. Ți-ai pun un capac să fiarbă mai repede. Oare asta va fi bun? Să promez. E perfect. Să mă grăbesc, Ariana este super foame. Deja clopotește. Pot opri focul. De acum se face la temperatura apei. Gata. Acum vin Ari. Ah, ok. Ai putea să vii și tu să ne ajuți. Ok. Sunt eu cea mai mică, dar pot fi de ajutor.
Bre! Tati! Ești acolo! Ce faci, fii la mine? Du-te și vezi ce fac fetele! Bri a intrat și ea acolo! Bine, bine! Am adus lăpticul cu iepurniță! Nouă! Te o dă-mi-o mie! Du-te după babețică! Fugi după băbețică, Teo, nu așa am vorbit? Da, da. E bun? Da, e bun. Dar e bun mai lăpticul pentru Ari. Cine dă lăptic pe ea? Ari. Unde băbețica? Hai că mai are puțin, îi place. Iar lăpticul de mamă e cel mai bun. Acum e momentul să intervenim. Eu nu pot să le las. Tati, Aria mai băut din biberon. Uite, Mara se descurcă perfect. I-au pus și babețică. E ok. Da, experiența asta nu vreau să mai repetăm niciodată. Până acum tu erai cel care spuneai că trebuie să avem încredere. Mara e mare. Frații mai mari au grijă întotdeauna de frățiorii mai mici. Nu e așa o tragedie. Mai ales dacă sunt supravegheate. Da, le supraveghem. Mai bine le supraveghem. Hai că mai are puțin. După aia o scoatem afară. Înainte să o scoatem, trebuie să-i dau de trei. Gata, e suficient. Pune-o capacul Mara. A băut fix 30 de mililitri cât bea un bebeluș. De obicei bea mult mai mult. Eu dau mami să sugă înainte să plece. Hai, repede, să ascunde. Oara, eu mă dușesc. Parcă a zis mama că trebuie să-i dau. Mama? 6. Îi place foarte mult. E dulce. Acum hai afară. Teo, adu hăinuța. Acum trecem prin părul. Și de cât? Și căciulița să nu uităm de ea. Am uitat să o punem la guri. Trebuie să elimine aerul. Așa trebuie ca să nu o doară burtica. Bine că ați ridicat-o, chiar eram îngrijorată. Îmi dau și eu. E bun, Teo. E și de copii mai mari, chiar și pentru mine și pentru adulți. E foarte bun. De la 0 până la un infinit de ani. Să le punem căciulița. Parcă ia un pitic. Hai să te aranjeze Mara peste urechiușe. Pac, gata! Îi sunem aici. Îi băgăm mânuțele. Ok. Acum și cealaltă parte. Teo, ai grijă de ea. Mă duc să scot căruțul. Da, da, du-te. Este un soare afară, numai bine o scot pe Ari. Copil! Se descurcă, se descurcă curutul. Nu vreau să o pun în pericol. Și copilul e îmbrăcat bine. Să fug repede, că vine să o ia.
Îi pun asta așa, o leg bine. Măcar acum, cât e un pic de soare. Trebuie să fac slalom pe aici. Și gata. Păi va prinde bine un pic de aer curat. Unde ai dispărut? Mă duc să văd ce face. Pe are-n leagă. Ea se dă în leagă și copilul e singur. Yeah! Dar e liniștit și acoperit. E bine. Ce frumos e să am grijă de Ari, mai ales că mă pot și juca. Gata. Să mergem în casă. Mă bucur că mami are încredere în mine. Așa da, părinte. Deschid ușa, mă. Suntem. Căruțul de-a tati. La cât de senin e afară, nu-l plouă. Vine vreuna dintre voi să mă ajute să o schimb pe Ariana? Sigur, acum fi. Eu mai rămân să mă joc. Am făcut o vomituță pe rochiță. S-o schimb repede. Să te ajut cu ceva? Da. Dar văd că și tu te-ai schimbat. Voiai să te rog pe tine să mă schimbi ca Ari? Nu, dar prea des vă schimbați. Și tu și Bri. Da, da, așa e. Prea des vă schimbați. Gata, am schimbat-o de hăinuțe. Acum ești curată. Sper să nu faci vreo căcuță ca să te schimbi iar. Sau vreo vomituță. Îți dăm niște picături? Vrei? A vomitat, ce te-am zis eu? Nu trebuia să o ținem așa mult culcată. De câte ori spune mama asta? Vai, v-am spus de atâtea ori. Iată, m-am schimbat. Micuțe, micuțe. Fetelor, vă descurcați? Eu vin să vă ajut oricum. Tati, dar tu ce faci aici? Ai zis că ai plecat. Să nu mă dai de gol, să nu spui la nimeni. E secretul nostru, te rog. Fetelor, tati e aici. Tati e aici, tati e aici. Ce este? Tati e aici. Prin, tati la teatru. Nu, Briana, nu! Nu! Acasă? Tati, ia teatru! Ia aici, fetelor, veni! Ia! Uitați! Te-am găsit! Tati! Nu-i nici aici! Tati, dar ce-i cu tine acasă? Parcă erai la teatru! Fetelor, nu-mi găsesc portofelul! Mara, Teo, Bri, am plecat de acasă doar cu banii de buzunar.
Am venit după portofel. Mă ajutați să-l căutăm? Sigur că da. Și mama? Pentru mama am avut bani de bilet, fetelor. Unul singur am cumpărat. Atât am avut la mine. Atunci caută repede portofelul și du-te la teatru. Nu vrei să ratezi piesa? Mara, deja s-au închis ușile. N-are rost să mă mai duc. Mara, fetelor, mai bine haideți să vă ajut cu Ariana. Nu! Tati, abia am convins-o pe mami să ne-o lase. Vezi că am lăsat căruțul afară. Du-te și bagă-l. Bine, vă sunt de ajutor așa. Ce-i cu tine? Bine, că ești pe mine m-au găsit. Unde au găsit? Ce-i făcut? Ce vrei? Diana a intrat peste mine. Dar tu de ce mai pândești dacă sunt eu aici? Fugi, stai ascunsă, să nu te găsească. Și crezi că dacă ești tu aici, am încredere totală în tine? 100%? Mami, măcar încerc. Atâta vreme cât nu sunt eu cu Ari, tot voi fi îngrijorată. Așa că voi sta în umbră. Afară plouă. Mara cu soarele tău. Of, a plouat și căruțul. Uf. Ce încredere să mai am eu în Mara. Uf. Iar a vomitat. În curând trebuie să o schimb și de hainele astea. Teo, ceva-i suspect. Cum să plece fără portofel de acasă? Ei, e distrat. El e atent. S-a bucurat că a scos-o pe mama din casă. Bine, poate ai și tu nerăbdate. Se convinzi că e Ari acum, după ce a făcut 7 vomituțe. Dar va trebui să o schimbăm din nou. Am urdări și costumașul ăsta. Hai să punem în legănuțul ei, poate să-l liniștești acum. Ai dreptate, Teo. Hai să mergem. Hai! Mami și-a uitat telefonul la casă. Ups. Telefonul? A plecat și fără telefon? Îl dă cheiul lui tati. Ok. Deo! Se mișcă cumva pe Deo la dressing? Ce-ai pățit, Mara? Ai vedeni? Tata s-a dus jos să aducă căruciorul de afară. Și tati oricum se ascundea în celălalt dressing. Acum sughez, m-am lipsit de la Ari. Tati! Da! Vezi, Mara, ți-am zis eu că e jos. Nu se ascunde în niciun dressing. Îmi țin și respirația, mai să nu mă prindă. Bine, îl las în pace. Hai, Ari, leagă-l. Hai că așa te liniștești și mai bine. Te iubesc! Ușor, pornim. A zis Teo. Teo. A zis că eu bun, a zis Teo. Oh, trebuie tras un pic mai tare. Așa e mult mai bine. Te relaxezi? Da, zic că Teo. Dar pot să mă relaxez și eu în fotoliul mamei, că oricum nu e acasă. Bri, te rog, lasă-mă și pe mine. Mai stau 10 minute. Bine, Bri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu. Gata. Nu. Bri, ești foarte grea, te-ai mărit. Sau m-am obișnuit eu cu Ari. Stai aici la ursuleț. Bine. Geaca e murdară și rochița Arianei. Să o rog pe Teo să le ducă la spălat. Teo! Teo! Ce s-a întâmplat, Mara?
Leo, te rog, du-o-se la spălat, că eu am grijă și de Are și de Bri. Bine, Mara, munca în echipă face treaba mai bună, așa le spun mereu părinții. Și acum la relaxare. Le-am pus la punct pe toate trei. De ce zice mama că e mereu obosită? Nu-ți permiți. Uite cât timp am eu. Yay, aruncăm cu lucruri. Acum mă relaxez. Sări, sări, distrați-vă, că oricum tot voi o să faceți curățenie. Fiecare se distrează în felul lui. Are legănuți, fetele sar în pat. Eu fac un masaj. În fotoliul mamei? Acolo ți-ai găsit? E perfect așa. Din câte vezi, ajung cu picioarele. Fetele se distrează. Vezi, aici greșește mami. Și eu pot. Dacă ar lăsa copiii să facă ce vor ei, atunci ar avea și ea timp de lucrurile personale. Să facă ce vor ei, nu? E un dezastru. Mara, fetelor, voi nu vedeți că Ari deja trebuie schimbată? Simt un miros ciudat în aer. Acum vrei, o schimb eu, tati. Bine, nu-i nicio problemă, o schimb eu. Nu! Lasă, o schimb eu. Am promis că am grijă de ea. S-a terminat și cu relaxare. Hai că uite, deja plânge. Abia aștept să crească Ari. Să vină și ea să țară cu noi. Da! Și să alerge! Prinde-mă ea pe tine, pe mine. Dar nu-l dinde mâna, hai. Aici ce distracție mare. Să pune lucrurile la loc. Dacă vede mama, își pune mâinile în cap. Hai, fugi! Noroc că n-o să afle niciodată. Da, da, da. Faci tu curat, Mara? Nu, tu! Așa-i, Mara. Parcă aveai grijă de fete și de casă cât noi suntem plecați. Să te ajutăm și noi, tati? Dar ce s-a auzit? Cred că Ariana!
schimb-o cât mai repede. Teo, ajută pe Mara, repede. Nu s-a supărat pe mine pentru că am vrut să strâng și ea a vrut să ne mai jucăm un pic. Hai să vă ajut să o schimbați pe Ariana, să se mai joace prin pat, apoi strâng. Bun, stai. Stii, Mara, repede. Mă duc să-i aduc haine. Că a fost un juj. Scute. Aleza, hai repede, repede, repede. Nu poți să. Mara, ce e în dulap la Ari? Noi am făcut dezordine în pat, nu și în dulap. Ce e aici? Facem de o curățenie după ce o schimbăm pe Ari. Mai am puțin. Ce e și aici? Se aleg haine, Ariane. Și se și potrivesc. Aici borălași, aici borălași. Ari, dă-te, Mara, am adus haine curate. Super. Oare se descurcă și de data asta cu schimbatul? Trebuie să plec după mami. Vă descurcați? Da! Cum să nu? Du-te, tati, du-te! Nu uitați, aranjați camera lună să o văd, inclusiv dulapul. Când va veni mami acasă, să găsească lună. Bine, tati! Du-te, du-te, du-te! Așteaptă-mă și pe mine. Mai devreme ploua. Așa. Spune-mi, ce gânduri ai? Ce planuri ai? Ascult, spune. Nici eu nu știu. Parcă nu-mi place că am ieșit afară și fetele sunt singure în casă cu Ari. Mie-mi vine să mă întorc acum. Asta e. Mă descoperă, mă descoperă. Mami, dacă te descoperă și pe tine, își pierd încrederea în noi totală. Cred că era mama. Fugi după ea! Acum! Cine e acolo? Mama, tu ești? Atunci, facem așa. Intri tu, că pe tine te-au mai văzut. Nu ar să fie surprinse dacă te văd din nou. Dar cu tine ce facem? Rămâi afară? E cald, e bine, e frumos. Mă bucur de floricele. Că tot spui de floricele? Și acelea trebuie plantate. Wow. N-am găsit pe nimeni. Se aude ceva de afară. S-o lua jos, că mi-e teamă să ies cu ea. Aș avea o idee. Dacă tot e frumos afară, să conving fetele să iasă și ele. Oh, uite acolo. Acolo. Shhh. Hai să le facem și noi o față. Acum ce fac? Mă ascund iarăși? Bine atunci. Hai. Și tu nu mai vii? Nu, e mai bine ca eu să rămân afară. Riscăm mai puțin. Și așa erau să mă prindă de câteva ori. Ascundem și o lăsăm pe Ari singură pe pat. Sigur o să se sperie. Când o să vină să ne urmărească. Trebuie fetelor, acum îi prindem. Să ne ascundem, să ne facem și noi o față. Thank you.
Ariana, ești singură? Ari, unde sunt fetele? Mara? Teo? Bri? Vă ascundeți cumva aici? Unde sunteți, fetelor? Fetelor, sunteți aici? De ce ați lăsat-o pe Ari singură? Mara? Sunteți aici? Unde ați dispărut, fetelor? Aici sunteți? Mara? Cred că mai bine mai caut și aici. Ce aici nu sunt? Ari, mai bine merg să te duc la mami. Mara? Leo? Bri? Am o surpriză. Ari, tati, de ce ai ieșit cu ea afară? Eu știu că e cald, dar să-și aducă ruțul și o păturică. Fetele nu mai sunt în casă. Ariana era singură. Acum mă duc la ele. Nu, mami, stai. Bine, hai să rămânem afară. Aduc eu tot ce trebuie, stăm un pic la aer. Și de data asta vor avea ele o surpriză când vor vedea că Ari a dispărut. Nu mă explic. Lecția asta o merită. Repede. Da, Ari, mergem la plimbare. Tati, stai. Mă duc eu să o plimb prin spate, să stăm ascunse, iar tu caută-le și surprinde-le. Întreabă-le unde e Ari. De ce or fi plecat ele de lângă copil? Sper să le găsească, tati, pe fete Ari. Te-am prins! Ce-i cu voi aici? Nu trebuia să aveți grijă de Ari? Și tu nu trebuia să fii la teatru? Eu m-am întors de la teatru. Când așa repede? Doar ce-a plecat tații după tine? Am venit cu taxiul. Atunci de ce ești în papuși de casă? Cred că m-a schimbat la ușă înainte să o iau pe Ari. De ce era Ari singură? Cum adică crezi că te-ai schimbat la ușă? Adică voiam să zic că m-am schimbat la ușă atunci când mi-a adus-o tati pe Ari. Tati? Păi nu tu ai spus că ai plecat cu taxiul iar tati s-a dus după tine? Da, cred că s-a întors și el și a uitat portofelul acasă. Iar scuza cu portofelul! Voi credeți că mai avem în vârsta Brianei să ne păcălesc pe toate? Hei, ce aveți cu vârsta mea? Părinții au plecat la teatru, tu-i crezi, Bri? Păi exact despre asta e vorba. Petina a reușit să te păcălească. Lăsați prostiile, mergem în casă. Trebuie să purtăm o discuție. Noi trebuie să discutăm cu tine. Și cu tati. Apropo, el unde e? Păi la teatru după mine, mă caută pe acolo probabil. Lasă mamă vrăjala, că nu mai ține. A plecat să vă caute pe voi prin casă, pentru că ați lăsat-o pe Ari singură. Cum ați lăsat-o pe Ari singură? Păi am vrut să vă panicați și voi. Pentru că v-am descoperit de pe balcon. Uite! Acolo. De pe balcon? Ce căutați voi pe balcon? Am auzit zgomote afară. Zgomote? Când noi am mers în vârful picioarelor, așa pe pernițe ca motanii? Erați la flori, discutați despre ele ceva. Nu cred că despre flori discutam. Cred că discutam despre voi, care sunteți ca niște flori. Gata, nu încerca să ne lingușești. Mergem în casă să ne explici de ce n-ați avut încredere în noi. Bine, hai în casă. Deja bate un pic vântul și Ariane îi se face frică. Hai, desfie. Uite acolo, eu până aici care am făcut. Hai, bine, ce intrați! Ce-i cu voi, fetelor, afară? Tati, știam noi! Pe unde umblați? Liniște, mă duc să o culc pe Ari. Voi descălțați-vă și intrați în sufragerie, pentru că trebuie să vorbim. Așa că să vă gândiți la ce aveți să-mi spuneți. Da, da,
Ai dreptate, mami. Abia aștept să văd ce aveți să ne spuneți pentru ceea ce ați făcut. Noi ce aveți voi de spus? Lasă-l! Hai, mami! Am dat-o pe Ari și acum să vedem. A spus că aveți grijă de Ari și a lăsat-o singură. Motivul? De ce ați făcut asta? Asta s-a întâmplat la final, după ce v-am văzut. Am vrut să vă predicăm puțin pentru ceea ce ne-ați făcut. Ce v-am făcut atât de grav încât să o lași pe Ariana singură? Ne-ați spionat! Și nu ați avut încredere în noi. Nu mi-ați lăsat o secundă singură acasă, deși ați promis că veți face asta. Îmi pare rău, sunt foarte grijulie și nu pot să las copiii acasă singuri. Nici cu Brie nu v-aș fi lăsat. Dar rămite cu un bebeluș. Mami! Și apropo, de ce toată ziua aveți altă ținute? Vă schimbați non-stop? Păi a vomitat tari pe noi! A vomitat ce te-am zis eu! Și apropo, de ce să nu ai încredere în noi? Am avut foarte mare grijă de Ari. Am schimbat-o, am hrănit-o. Asta e adevărat, mami? Am relaxat-o, am adormit-o. Da, dar asta doar sub stricta noastră supraveghere. Mami, noi nu știam că ne urmăriți. Tocmai despre asta e vorba. Așa sunt eu. Nu pot să fiu altfel. Așa e. Și eu am acceptat. N-am avut încotro. Sunt prins la mijloc. Știți cum e, mami? Când își dorește ceva... Nu pot să refuzi. Cum zice mami. Tu de ce nu vrei să te relaxezi, mami? Trebuie să mai ieși și tu din casă. Cam așa e, mami. Au dreptate, fete. Nu pot fără copil. Iar cu copilul e greu. Atunci mergem cu toții și te ajutăm. Chiar așa? Ați vrea să ieșim? Da. Da, și să-i luăm și cadouri Arielei. Poate și nouă că am avut atâta grijă. Of, întotdeauna mă condiționați. Unde ați vrea să mergem? La mol! Tu ce ai zis? La mol. Și tu? Jumbo. Mare? La restaurant. Ok, atunci propun să le facem pe toate. Hai de la Jumbo. Da. Că tot vine Paștele, poate găsim decorații. Nu, este despre Ari. Ei cumpărăm cadouri. Și apoi la restaurant. Mi-e destul de foame. La mol, la mol. La mol. Sunteți gata? Da! Haide! Suntem în locul potrivit pentru a alege cel mai frumos cadou pentru Ari. Pentru că ăsta este challenge-ul nostru de astăzi. Iar dacă de obicei în acest magazin, fix la intrare, găseam obiecte de sezon. De Crăciun aici se aflau Moș Crăciun. De Paști se găsesc obiecte de Paști. De Halloween, fel de fel de monștri și măscuțe. Acum, parcă s-a potrivit exact challenge-ului nostru. Avem un perete întreg cu jucării de bebeluși. Și eu deja încep să aleg pentru Ari. Ce ziceți de acest unicorn drăguț? Un telefon. Eu am ales o jucărie senzorială. A mea e cea mai potrivită pentru Ari. Ale mele sunt cele mai potrivite. Eu zic că jucăria mea de păpuși e cea mai potrivită. Eu vreau o floricică din asta cântătoare. Eu sunt de părere că sunteți într-o eroare totală. Am spus în acest challenge că trebuie de Paști. Și de Paști și pentru Ari? Exact, dar cam târziu v-ați prins. Păi și ce, cu aceste jucării nu se poate juca de Paști? Mă, bine că da. Mami, a mea. Ale potrivită pentru orice. Mai vedem, voi adunați ce trebuie și la urmă hotărâm. Și asta este potrivită pentru Ari. E de Paști, are urechi. Uiți. Un porcușor. Se potrivește pentru Ari. Eu vreau iepurașul. Pentru Ari. Eu vreau asta pentru Ari. Eu asta pentru mine.
pentru că Ari nu poartă pufuri. Ce iepuraș! Am luat ăsta. Îi luat iepurașul. Sunt potrivite pentru Paști. Ariana o să se bucure. Coroniță de Paști, urechi de iepuraș. Și are ziastră bine. O grămadă de lucruri înăuntru. Cărticele cu adunături. Dar acestea sunt mai simpatice, așa că o schimb. Și abia aici era unul pentru Paști. Numai că nu sunt lucruri atât de potrivite pentru bebeluși. Dar nu-i nimic. Ce, cadouri pentru noi nu se poate? De data asta fac eu un cadou, iepurașilor. Am avut eu dreptate, cadouri pentru toată lumea. Uitați câte ori de pus în pomul de Paște. De curând a apărut și la noi tradiția să împodobim un pom de Paște. Cadouri pentru Ari. Uitați! Iepuraș! Pentru Ari! Acum voi luați orice și spuneți că e pentru Ari. Sunteți șmechere! Uite, pentru Ari! Sigur pentru Ari! Copilul și fetița. Tatăl și mama urmează să o luăm acum. Deci? Super, cum a zis Teo. Aleg și eu ceva pentru Ari, dacă tot ăsta-i trendul. Da, da, tot pentru Ari. Cadou! Uite ce-am găsit! Pentru Ari! Așa-i, așa-i! Toate dați pentru Ari! Da, da, pentru Ari! Îmi iau și una pentru Ari! Îmi iau una! Cană cu iepuraș! Iar acum, înainte să mâncăm, să mergem un pic la cumpărături. Dacă nu la mall, măcar la un magazin pentru bebeluși! Ții bebe, nu-ți place marsupiul? Am un marsupiul pentru bebe! Gata! Eu vreau să iau marsupiul sau șarfă. Să schimbăm copilul în magazin. Voi ați făcut asta vreodată? Pentru Ori. Hai să vedem dacă e vin. Ne îmbrăcăm rochiță și, și folosim pantofiori dacă reușesc să-i nimeresc piciorușul. Uite că e vin. Numai că sunt fiși fără șosete. Gata? Gata, a schimbat-o. Am ajuns și la restaurant, cu tot cu Ari, pentru voi, fetelor. Și pentru mine, nu? Super! Păi atunci să ne alegem. Mai repede, mă rog, că noi am ales deja. Ești mai mofturoasă decât Ariana. Mami, dar Ariana avea lapte, nu e mofturoasă. Mâncarea Adriane a ajuns. Asta e iute. Mofturi, mofturi, exact cum am zis mai devreme. A mea e perfectă. Uf, și mi-au luat și mie mâncare. Poftă bună! Tiramisu! Desertul meu arată extraordinar. În sfârșit, nu mai ești mofturoasă. Acum mai vrem acasă. Noi am intrat, venit cu bagajele. Am venit. Wow! Și Mara. Bun, cum facem? Cine începe? Eu! Voi? Păi vă rog, începeți! Eu încep cu Ari. Eu încep cu iepurașii. Wow! Și Bri! 3, 4, 5, 6, 7. Wow! O întreagă familie de iepurași! Mai e un iepuraș aici, mami? Pentru Ari! Și o coroană de iepuraș, tot pentru Ari! Haideți să-l scoatem! Cum îl scoatem oare pe iepurilă? Nu-i strica, pușca! Mami, nu-i merge coronița asta lui Ari! Atunci pentru Bri! Uite ce simpatică e! Ne trebuie bate! S-a închis toată iepurașul nostru de Paște! Asta-i stă mai bine! E tot mare. Un găjuleț cu iepuraș. Momentan nu avem baterii, dar îl punem așa. Un unicorn pentru Ari. Să-l deschidem. Uite, pentru Ari, eu l-am luat. Un iepuraș de Paște. Ia uitați câte am eu.
Un unicorn. Un iepuraș. Un cățeluș. Un ursuleț. Fetelor, acestea nu sunt toate pentru Ari. Sunt 4 jucării pentru 4 fetițe. Teo, ce alegi? Unicorn. Bri, tu ce alegi? Iepurașul. Iepurașul se duce la iepuraș. Mara, tu ce alegi? Cățelușul. Și ursulețul Ari. Uite, Ari, ursulețul tău. Când o să ai păr, o să-ți facem și codițe. Mai avem ceva. Dar nu e pentru Ari. Asta e pentru Ari. Wow! Ei, uite, Ari, pentru tine. Colorată și frumoasă, pentru stimulare. Și am mai găsit și încă un koala. Cred că ăsta e pentru mine. Voi toate aveți câte o jucărie din asta, Fluffy. Ia uite, asta am luat eu, de 3 ani plus. Pentru Ari. Bri, e de 3 ani plus. Acesta e pentru tine. Mulțumesc, mami. Eu am ceva pentru Ari. O caracatiță! Și are zornoitoarea separată. Și eu am găsit acest iepuraș, este al meu, eu l-am cumpărat. Acesta nu este al tău, acesta e pentru Ari. Nu, Mara, nu se face așa de la mine. Și ăsta e pentru Ari și are... Sunete! Uite, Ari, primul tău telefon! Hello! Și am încă ceva pentru Ari. Și am o jucărie. Și asta pentru Ari. Și aceasta este pentru mine. Asta nu e pentru Ari, e pentru Teo. Eu am o jucărie senzorială. Hai să o deschidem. Ari ține jucăria în mânuță, uite. Cum arăt? Tot pentru Ari? Nu. Ta-da! Wow! Ce faină e! E mare! Poftim, Mari! Ia mânuțe aici! Ia mânuțe! Ce mai avem pentru Ari? Am găsit un iepuraș, că tot vine Paștele! Și eu am luat! Ari a primit o mulțime de iepuraș! Uite, asta chiar e 0 plus! Și eu am ceva pentru mine! Am luat 3! Merge să le probați! Asta e recompensa, să spun așa, aveți și voi ceva. 1, 2, 3 și... Sucul trece pe la ochi. E rece. Ce tare e. Cum e, Bri? Acum v-a trecut supărarea pe noi. Da. Ia, uite. Pentru bătuțul Arianei. Sau pentru căruț. Eu prefer să o pun pe căruț. Da, o să facă un contrast. Căruțul e verde, asta este roz. Elefant gel. 2 coșulețe. Aici e un marsupiu pentru Ari și pentru mami. Și eu iau un set de doctor care l-am luat eu. Vreau să probez marsupiu să vedem cum se simte Ari în el. Și eu vreau să, și eu vreau să-mi deschid trusa de doctor. Ia să vedem noi ce doctoriță în devenire vom avea în casă. Ia să vedem. Tu veneai la doctor, da? Și era doctoriță. Nu, eu sunt doctorița pentru că eu am luat ăsta. Și eu cu Teo ne-am luat ceva, n-am putut să ne abținem. Un joc pentru copii mai mari de 6 ani. Hei, marsupiul ăsta e ajustabil. Noi avem acum un bebe mic. Așa că l-ajustăm pentru copii de 50 de centimetri. Îl punem pe roșu. Îl prinde în centura. Ajută mamara. Mai strâns. Un pic mai strâns. El trebuie să stea fix aici ca să susțină bebelușul. Venim cu Ariana. Ariana cu piciorul aici și unul aici. Venim cu bretelușa. Ne uităm una la alta. Ne îndem o dată și aici. Hii, e bine susținută, Ari. Ne dăm jos că mami se poate plimba cu ușurință cu ea. Am reușit să o și alăptez așa. Deci se poate. Și nu o vede nimeni. Dar mami, pentru ce sunt astea? Ei, descoperim noi pe parcurs. Se prind undeva. Cred că ne-am învățat cu toții lecția. Noi, părinții, trebuie să avem mai multă încredere în voi, copii. Iar noi trebuie să fim mai responsabile. Lăsați vorbăria. Avem de îngrijit 4 fete.
Așa e, să începem cu cea mai mică.